Vladimir Putin va fi însoțit la Phenian de o delegație numeroasă, din care fac parte ministrul rus al apărării Andrei Belousov, ministrul de externe Sergei Lavrov, miniștrii pentru resurse naturale, sănătate și transporturi, dar și șefii agenției spațiale ruse sau ai căilor ferate. Într-o scrisoare publicată de presa de stat nordcoreană, Putin a mulțumit Phenianului pentru susținerea Rusiei în războiul din Ucraina, în ciuda șantajului și amenințărilor militare ale Statelor Unite. Prima reacție a venit de la șeful NATO, Jens Stoltenberg. And North Korea has delivered more than 1 million shells for artillery to Russia. So North Korea is helping Russia to conduct a war of aggression against Ukraine. And in return, Russia is delivering technology for their missile and nuclear programs. Unii experți prognozează că Putin ar putea declara oficial că Rusia iese din regimul de sancțiuni impuse Coreei de Nord. Moscova are nevoie de armament ieftin de la Phenian, iar Coreea de Nord ar putea primi tehnologie pentru comunicații și sateliți în spațiu. Торговать Северной Кореей по большинству статей, в большинстве областей, не во всех, но в большинстве, Россия может только себе в убыток. По крайней мере, такова ситуация, существующая как минимум с 1953 года. Будет ли принято решение о том, что по политическим соображениям имеет смысл закрывать глаза на эти потери, и будет ли разработан какой-то механизм, который будет компенсировать эти потери российским предпринимателям, я не знаю. Vizita lui Vladimir Putin în Coreea de Nord va include discuții individuale între cei doi lideri, precum și un concert de gală, o recepție de stat și declarații de presă, relatează agenția rusă de presă Interfax.